Găzi, dar nu știi să-i vorbești. Sau e deja a ta, dar nu-i arăți că o iubești. Ți-a dat papucii și încă sper la o împăcare. El te învață cum stă treaba în relaționare. E chiar tare, înveți totul din mers. Cum să o abordezi, cum să o impresionezi. Să o dai pe spate, nu mă crezi. De play noului episod, fără sens. Bărbații gândesc diferit față de femei. Bărbații urmează logica, în timp ce femeile sunt ghidate de emoții. Asta nu vrea să spună că A este mai prost decât B. Iată și motivul pentru care unii bărbați consideră că femeile ar fi un mister, ar fi de neînțeles. Conform logicii sale, ea ar fi trebuit să se comporte astfel. Ea însă a reacționat diferit, iar bărbatul trage o linie scurtă zicând femeile sunt de neînțeles. Dragilor, Ryan Gosling ne explică teribil de bine acest lucru în filmul Crazy Stupid Love. Când se duce să o abordeze pe Emma, iar aceasta îi dă un răspuns clasic și îi spune țin dumele astea la tine de obicei? El o privește și îi spune rochia asta este făcută pentru tine. Ei bine, draga mea, asta este o dumă. Eu, că nu reușesc să-mi iau ochii de pe tine de mai bine de jumătate de oră, asta este un fapt. Ce face astfel? O scoate din emoție și o introduce în logică. Femeile sunt ghidate de emoții, de aceea prost e cel care stă la cheremul ei să-i ascultă toate porcările. De aceea sunt actiate de băieții care nu prea au timp pentru ele, nu prea au timp să le îndure căcaturile. Vor rămâne mereu cu întrebarea, frate, ce cu tipul ăsta? Toată lumea îmi stă la picioare. Ăla îl țin la picioare. Pe ăsta l-am la deget, ăla îmi cumpără cafeaua dimineața, ăla îmi plimbă cățelul. Care-i faza cu tipul ăsta? De ce nu-i lingău ca ceilalți? Care... Mă disper. O disper, dar ai câștigat. Eu sunt fără sens și asta este opinia mea privind diferența între bărbați și femei. Și este una minunată, că dacă ar fi fost la fel, amândoi ghidați de emoții sau amândoi ghidați de logică, ar fi fost plictisitor. Nu uita să dai un like acestui clip dacă ți-a plăcut și un share pe Facebook. Mă ajută teribil. Ne vedem data viitoare.